Iată-ne, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp. Invitatul nostru de astăzi este Ovidiu Ilie Furdui, primarul comunei Crișcior. Discutam înainte de publicitate despre necesitatea dezvoltării țării Zarandului, despre câteva aspecte la care, uite, eu mă gândisem, dar nu mă gândisem așa în profunzime. Îmi spuneați că în ghidurile alea de accesare a proiectelor, a fondurilor, din punctul nostru de vedere, sunt câteva lucruri care nu prea bat cu realitatea. Și mă întrebam, chiar în timp ce era publicitatea, dumneavoastră, dar până acum nu s-a trezit niciunul, nu și-a dat nimeni seama de lucrul ăsta. Trebuie să vină un video Furdui la Fotoliul cu Ghimp să zică lucrul ăsta? Nu, din păcate, poate eu am fost unul dintre primarii care știu foarte bine, pentru că, încă o dată, sunt și președinte legal și am avut de-a face cu toate aceste ghiduri. Și de multe ori le spuneam că și la GAL am avut probleme în primul exercițiu bugetar, pentru că în momentul în care s-a înființat GAL-ul, o spuneam și eram oameni sinceri, pentru că spuneam, domnule, n-am știut cu ce probleme se confruntă comunitățile. Am luat și noi și am scris ghidul la fel cum l-au scris fiecare. Domnule, facem o pensiune, facem pentru mici întreprinzători câteva proiecțele. Ei, astea erau cam mărunțișuri, așa. Da, dar de multe ori mergeam în teritoriu după, pentru că știți cum, se face animarea în teritoriu. Da. Și acolo vedeam de fapt realitățile, pentru că noi scrisesem poate ghidurile la fel ca și cei din județul Arad, unde erau comune de câmpie. Ăia aveau nevoie, dau un exemplu, de utilaje agricole, pentru că erau în zonă foarte mulți care făceau agricultură, agricultură și aveau nevoie de utilaje agricole, dar ei aveau prevăzute pensiuni. Noi în zona noastră, să zic, poate aveam alte lucruri decât ceea ce... Totala landala. Exact. Și de aici am început după, în al doilea exercițiu bugetar, să privim lucrurile altfel și să scriem acele proiecte în concordanță cu necesitățile locuitorilor. Clar că nici acum poate n-am reușit, pentru că sumele au fost foarte mici la GAL în comparație cu așteptările și necesitățile cetățenilor. Dar parcă a fost altfel. Parcă am văzut acea abordare de jos în sus și nu de sus în jos. Și tot timpul am spus-o, mai ales că noi, dacă nici acum nu reușim să ne dezvoltăm, când vor veni 83 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, eu zic că nici nu ne mai dezvoltăm. Sunt 4 ani care, nu știu, poate trebuie să ne schimbăm toți mentalitățile, poate trebuie să gândim cu totul altfel. 4 ani de zile trebuie să muncim și să muncim în folosul comunităților, pentru că dacă nu reușim să tragem acei bani de la Uniunea Europeană și să-i lăsăm să ne scape printre degete, eu nu prevăd, să zic așa, un viitor pentru România. Am înțeles. Grea misiune aveți acolo, candidați, așa cum am spus, și pe listele de deputați. La Brad este primar dintr-o altă formațiune politică. Ce colegi liberali mai aveți în zonă? Nu, în zonă sunt colegi liberali. E colegul Călin Dud de la Luncoiu, liberal. E colegul de la Vața, Lință Liviu, liberal. Avem Buceșu, Traian Mărcuș, coleg liberal. Horică Jur, ca coleg liberal. De la București, Ghilean Mircea, colegi liberali. Deci sunt, avem mulți, cum să zic, eu am mulți colegi liberali în zona Bradului. Vă bazați pe sprijinul lor sau bine, vă bazați bine, și pe bine, votul bineînțeles că mă bazez pe sprijinul lor, că până la urmă primarul e cel mai important și are un rol extrem de important în, până la urmă, în atragerea electoratului și prin proiectele care vrea să le dezvolte, și eu cred că în mine tot timpul au avut un partener și un sprijin. Ce e mai important, că le spuneam și lor, că voi rămâne același om ca și până acum, a plecat la necesitățile locuitorilor. Pentru că mă cunosc de atâta timp, nu cred că e greu de fiecare dată să ne întâlnim, pentru că noi și acum ne întâlnim și nu numai cu colegii liberali. La fel de bine îl sun și acum pe Gorcea de la Baia de Criș sau pe primarul Bradului. Nu asta cred că e problema, să
să pui mâna pe telefon și să suni orice primar din județul Hunedoara. Nu cred, pentru că ne-am confruntat toți cu aceleași probleme. Dar cu Bradu, care e la o aruncătură de băți? Pun, de ce n-am încercat să avem proiecte comune? Exact asta o spuneam. Deci când m-am gândit și am spus că, domnule, ce frumos ar fi ca acea mocăniță să plece din Brad până dezvoltăm, pentru că până la urmă rolul nostru e să dezvoltăm, nu să ne certăm, nu să ne privim ca oameni care suntem din partide diferite. Nu cred că astăzi rolul nostru e să nu dezvoltăm comunitățile, mai ales că e un exercițiu bugetar foarte, foarte important. Vor veni foarte mulți bani și atunci cred că numitorul nostru comun a tuturor e să dezvoltăm zona Zarandului, să dezvoltăm județul Hunedoara, pentru că ați văzut, județul Hunedoara e lăsat mult în urma altor județe. Nu e lăsat, a rămas. A rămas, a rămas. Bun, din calitatea dumneavoastră de primar, cum vedeți dumneavoastră guvernarea, această guvernare? Până a fost o guvernare grea. Nimeni nu s-a gândit la momentul respectiv când am preluat guvernarea că acest virus care până la urmă ne-a decimat. Gândiți-vă, a fost foarte greu să gestionez ceva nou și economic. De aceea înțeleg poate nemulțumirile cetățenilor și vis-a-vis de acele pensii care au fost promise la un moment dat, dar totuși trebuie să fim și realiști și înțelegători. S-au mărit pensiile cu 14% într-un moment extrem de greu. Cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană care a reușit să mărească pensii, salarii. Plus, uitați-vă la imaginea României în plan extern, care până nu de mult eram foarte criticați. În ultima perioadă nu au mai fost critici la adresa României. Clar că dezvoltând România putem oferi și pensii și salarii mult mai mari, dar trebuie să-ți permită și acea conjunctură economică. Nu poți, dacă astăzi, să zic că tu nu mai produci, s-au închis poate anumite firme și tu să mărești salarii și pensii. Cât ne-am dorit, și eu îmi doresc, și eu am părinți care au pensii foarte mici și îmi doresc să aibă pensii mari, dar trebuie în același timp să vedem cum putem dezvolta România pentru a putea primi acele pensii și salarii. Da, dezvoltăm România. Cum o dezvoltăm? Prin atragerea de fonduri europene. Păi exact cum dezvolți o comunitate mică, eu consider că așa putem dezvolta și un județ. Prin atragere de fonduri europene, făcând echipă cu absolut oricine, cu cetățean, cu primar, cu oricine, atâta timp cât avem un interes comun de a atrage ceva pentru județul Hunedoara și, nu știu, trebuie găsiți oamenii competenți, oameni cu viziune, cu care putem dezvolta. Pentru că, fără nicio supărare, când am venit în Comuna Crișcior, bun, și pentru mine a fost o noutate acele proiecte pe fonduri europene, dar mi-am găsit o echipă și mi-am format o echipă cu care să pot lucra. O echipă de oameni competenți. Atâta timp cât noi ne vom înconjura de oameni competenți și oameni serioși. Acum, chiar cred că avem, Partidul Național Liberal are resurse din interiorul partidului și avem oameni competenți și serioși. Nu vreau să îi aduc aici elogii, dar vă dau un exemplu. Vetuța Stănescu a fost aproape de toți primari. Gândiți-vă la acele calamități care au fost numai în județul Hunedoara, în Comuna Vața. S-au primit foarte mulți prin implicarea guvernului, s-au primit foarte mulți bani și dacă mă uit în 2-3 luni de zile, lucrurile se reașează și în Comuna Vața și lucrările se apropie, să zic așa, de finalizare. Deci sunt lucruri care s-au făcut, dar asta înseamnă să fie oameni implicați și oameni care primarii se pot baza. Și acum nu vreau să spun că doar o să veniți poate să-mi spuneți că doar în comunele liberale. Nu, s-au dat bani peste tot. Pentru că dacă mă uit la Baia de Cris, s-au primit la fel de mulți bani pe calamități, exact cât s-a cerut poate, sau cât au fost necesitățile pentru a remedia acele pagube produse de inundații. Bun, nu pot să nu vă întreb dacă știți cumva câte voturi vă trebuie ca să fii deputat.
Nu știu, e foarte complicat asta să vă spun câte, că câte voturi. E cu procent din numărul de voturi valabile exprimate. E un calcul extrem de complicat. Nu putem să spunem că dacă avem exactul număr de voturi voi fi în Parlamentul României. Dar eu sper că rezultatul care îl va obține Partidul Național Liberal să fie, și o spun cu cea mai mare responsabilitate, putem să câștigăm alegerile în județul Hunedoara. Interesant ce îmi spuneți și o să vă rog să-mi și argumentați de ce spuneți lucrul ăsta, având în vedere că la locale, iată, câștigătorul. Da, la locale s-au făcut anumite greșeli care acum nu se vor mai face. Avem o echipă nouă, avem o echipă tânără și de data asta vă spun că primarii sunt mai hotărâți ca oricând să fim, adică nu să fim uniți. Fiecare să încerce să aducă la Partidul Național rezultat un scor cât mai bun. E complicat să facem o analiză a ce s-a întâmplat, dar vă spun că de data asta lucrurile vor sta cu totul altfel. Pe ce suntem, vă bazați când spuneți lucrurile? Suntem oameni hotărâți, am învățat din greșeli, pentru că de multe ori noi n-am învățat din greșeli, de data asta eu vă spun că am învățat din greșeli, am discutat cu toți colegii primari și suntem mai hotărâți ca niciodată să scoatem un rezultat extrem, extrem de bun pentru Partidul Național Liberal. Asta e bine dacă ați învățat din greșeli, că uneori aveam sentimentul că vă... nu neapărat dumneavoastră. E o echipă, dacă vă uitați, nouă. Da, e nouă, dar bun, repet, toate sunt vechi și nouă toate. Nu, n-aș fi de acord cu lucrul ăsta, pentru că chiar e o echipă nouă, o echipă cu oameni implicați și o să vedeți și o să poate fi surprinși de rezultatele alegerilor care vor fi în 6 pe mine decembrie. Nu mă mai surprinde nimic oricum, dar ideea e că eu vă doresc succes tuturor și dumneavoastră și altor candidați. Pentru mine contează să văd rezultatele muncii celor care ajung în anumite funcții sau poziții. Pentru că văzându-i în studiouri, iată, se apropie campania electorală, în timpul campaniei electorale vom vorbi despre proiecte, despre tot felul de lucruri, domnul și urmărindu-l ulterior activitatea, uneori sunt dezamăgit. Vă dau dreptate, numai că eu am știut că singura mea șansă ca să-mi dezvolt comunitatea erau acele proiecte europene. Nu cred că mi-a fost ușor cu venituri proprii. Vă dau un exemplu. Acum, 6 miliarde jumate de lei. Numai salariile sunt de 3 ori poate mai mari. Gândiți-vă, avem acei asistenți personal care se ridică poate la 30 de miliarde. Unica șansă ca să putem dezvolta comunitatea erau acele proiecte. De ce credeți că n-am putea dezvolta și județul cum am dezvoltat, să zic, o comună? Și eu sunt de multe ori nemulțumit. Dar cel puțin, dacă a trebuit, poate am făcut opoziție și în partid. Nu cred că mă cunoașteți ca un om care n-aș putea să mă duc și să pun problemele exact așa cum sunt. Și nu cred că nu există cale de rezolvare. Mai ales când în nou exercițiu bugetar vor fi alocați extrem, extrem de mulți bani de la Uniunea Europeană. Problema principală, dacă mă întrebați pe mine, sunt, și o repet, de câte ori va trebui, acele ghiduri. Trebuie acele ghiduri să fie în concordanță cu așteptările cetățenilor. Până nu vom face acest lucru, lucrurile în România nu se vor schimba. Va trebui în Parlament să fie oameni care știu aceste probleme. Să nu ne fie rușine să le spunem. Chiar dacă poate, de multe ori deranjăm, dar acele lucruri trebuie spuse. Cum e felul de a face politică în România acum, din punctul nostru de vedere, ca și primar, așa? Eu vreau să dau eu un exemplu și să fiu eu un alt om și un om care face poate alt fel de politică. Da, vreau să spun că mie mi se pare așa, cel puțin ciudat ce se întâmplă acum la alegerile locale, v-ați pupat cu USR-ul, acum USR-ul aruncă cu Stânci, cu Bolovan după PNL. Bun, până la urmă suntem două partide diferite, știam și ne-am asumat lucrul ăsta. Okay. Știu că nu e ok, poate și modul de a face politică. Eu sunt un om mai ponderat, eu sunt un om cu experiență.
Am spus-o și în campanie electorală și chiar dimineață. Nici când divorțezi, chiar dimineață, nu te apuci să-ți vorbești neapărat de urât. Chiar dimineață am avut o întâlnire cu o persoană care fusese în opoziție până acum. Am stat, ne-am pus la aceeași masă și am avut discuții. Și am spus, bă, nu văd normală abordarea care ați avut-o voi în această campanie electorală. Mi s-a spus, da, domnule, dar e campanie electorală. Mi-am spus, domnule, da, eu am câștigat și fără aruncând în nimeni, doar spunând oamenilor ce se poate face, adică lucrurile reale. Probabil că, atât timp cât și USR-ul e un partid nou, încă nu înțelege aceste lucruri, încă nu înțelege că doar nu numai aruncând cu bățul sau găsind orice greșeală la cum să spun eu, partidele care nu sunt în aceeași tabără, dar cum spuneați, nu aruncă în PSD, aruncă și în PNL. Lucrurile eu sper cumva să se schimbe. Da. Pentru că eu sper să se schimbe în politica cetățeanului, care e cea mai bună. Bun, până la urmă cetățeanul va alege cea mai bună soluție, consider eu. Noi trebuie să le explicăm la cetățeni ce putem face noi. Să lăsăm nu știu, tot timpul să găsim țapii spășitori, să dăm pe cineva vina. Haideți, domnule, să, nu știu, să încercăm să facem. Așa am făcut la Criscior. Nu am ieșit în campanie să arunc vina pe oricine. Domnule, deși am avut oameni care nu mi-au votat odată niciun buget, au fost tot împotrivă. Domnule, dar până la urmă... Din consilierii locali? Da, din consilierii locali. Asta iar o să... Deci, haideți să fim serioși. Haideți să găsim o altă abordare. Acum nu pot să nu vă întreb lucrul ăsta. Când vine bugetul, de exemplu, l-a votat, da? Da. Ianuarie, februarie, când vine el, altă dată a venit și prin aprilie. Și cineva votează împotrivă, votează împotrivă așa că are chef să voteze împotrivă sau vine cu amendamente? Adică, domnule, nu votează împotrivă, niciodată nu se vine, știi, cu adică, amendamente. Da, adică, nu votezi bugetul ăsta, că n-ai dat, nu știu, la școală n-ai dat 10.000, ai dat 8.000 și eu aș vrea să dai la școală 10.000, știi? Bă, eu de multe ori aș fi vrut să văd pe mulți împărțind un buget care, uitați-vă, anul ăsta, nu am bani de salarii. Da. Deci nu am bani pentru salarii pe ultimile două luni de zile. Nici pentru primărie. Nu am nici pentru primărie, sigur. Nu am bani pentru ajutoare persoane cu handicap. Păi ce să împărțim? Că de multe ori stai și creionezi un buget. M-aș bucura să fiu într-o comună care are un buget așa, de să nu știm unde să împărțim bani. Dar la mine tot timpul pot să spun că am stat, am analizat, am văzut cum putem să ne gândim de fiecare dată, cum putem ieși din acea situație. Și atunci puținii bani de fiecare dată care îi avem, îi împărțim și de multe ori acei bani se duc pentru proiecte. Pentru că fără proiecte nu poți dezvolta. Cum? Eu cred că nici Ciugudu nu are nu știu ce buget. Are venituri proprii. Are venituri proprii pentru că sunt foarte bun prieten cu primarul de la Ciugudu, cu Ghiță, cu Damian, și are, pentru că a avut și mult teren la dispoziția comunei. Și în momentul în care ai teren, nu e ca și, să zic, Criscior, o zonă de munte, unde nu ai teren. Plus, la noi a fost o zonă colectivizată în care, după Revoluție, fiecare cetățean și-a primit terenul. La Ciugud e altceva. Gândiți-vă că numai discutam cu Ghiță, cu Damian, numai acel investitor care a făcut acele terenuri de golf plătește undeva la 15 miliarde pe an impozite și taxe locale. Păi și scoate omul la bani? Bineînțeles că scoate. Bineînțeles. E un teren, cum să zic eu, chiar discutam cu primarul, vin oameni din toată lumea, da, pentru că e unul dintre cele mai frumoase și mari terenuri de golf din Europa. Da, și nu oricine vine să joace golf. Bineînțeles. Vin oamenii cu bani. Am înțeles. Da, mergem la golf la Ciugud. De ce nu, până la urmă? Care ar fi în acest moment cea mai mare necesitate a Țării Zarandului, din punctul meu de vedere? Dezvoltarea. Plecând de la... Eu tot timpul o spun, domnule, dezvoltarea. Eu sper că, de asta o spuneam și acum, trebuie să fie cineva care să spună lucrurilor pe nume. Atâta timp cât vii doar cu proiecte tip, e foarte greu să dezvolți o comunitate. De la altul și... Luăm copy-paste și facem, am văzut, proiecte
dau un exemplu de bul de excavatoare, de utilaje sau proiecte spălătorii auto. Dacă facem toți câte o spălătorie auto în țara Zarandului, ați rezolvat problema. Am rezolvat problema. Nu, problema nu se rezolvă. Problemele se rezolvă dând posibilitatea oamenilor să-și... pentru că ai o firmă, să zic, într-un anumit domeniu, construcții. Dom'le, dă-i voie la omul ăla să-ți ia utilaje tot ce înseamnă în domeniul construcțiilor. De asta vă spun, dom'le, dacă mie întrebă mistrie și tu îmi dai la firmă laptop, nu cred că eu ca și firmă mă interesează, poate o să depun proiect, că e bun și ăla laptopul ăla, dacă tot degeaba. Dar trebuie să vedem lucrurile altfel, să mergem cu mult mai departe. De asta vă spuneam, domnule, dă ocazia, vrei să dezvolți turism? Păi cum să-l dezvolți turismul dacă cetățeanul săracul are o casă veche și să e dărăpânată? Dă-i șansa să o poată, bineînțeles, printr-un control, pentru că nu cred că cetățeanul în momentul în care primește bani și știe că ăia 200 de milioane sau câți bani vor fi, se regăsesc în acea casă. Nu cred că își permite, cred că și el e bucuros, că face și el, câștigă un ban după din punerea acelei case la dispoziția turistului. Sunt multe lucruri care vor trebui corectate. De asta o tot spun, sper să avem minte ca în acest exercițiu financiar să putem duce la bun sfârșit multe proiecte care până acum nici nu le visam sau nici noi nu gândeam că le puteam depune. Domnule Furdoi, am ajuns la final de emisiune. Așa repede. Ce le transmiteți? Dar o să vă mai invit, uite, promit că vă mai invit. Ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi până în acest moment? Eu le transmit un singur lucru, să aibă încredere în mine, voi rămâne același, indiferent primar, parlamentar, care am fost și până acum, un om care se va implica în absolut toate proiectele comunității. Voi fi același coleg pentru toți primarii, pentru toți, până la urmă parteneri, pentru toți cetățenii și dacă au încredere, eu încă o dată le spun că lucrurile vor merge și ne vom îndrepta într-o direcție bună a județului Hunedoara și de ce nu a României. Să dea Dumnezeu! Stimați telespectatori, Ovidiu Ilie Furdui a fost invitat la fotoliu cu Ghim, primarul Comunei Crișcior. Mulțumim pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mai așteptăm și altă dată. Mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simeon. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!